Bună ziua, stimați jurnaliști, reprezentanți ai surselor mass media. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc că ați dat cursă invitației noastre. Astăzi, angajații Inspectoratului de Poliție Botanică, de comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Telenești, urmau să efectueze o percheziție în sectorul Botanică, în urma pe două cauze penale, huliganism și furt de documente. Venind la fața locului, persoana bănuită în săvârșirea acestei infracțiuni a încuiat apartamentul și refuza categoric să permită angajaților să intre în apartament. Ulterior, persoana bănuită, care s-a dovedit a fi un cetățean originar din raionul Telenești, a ieșit la balcon și a declarat că membrii familiei sale, doi copii, concubina și soacră-sa, sunt luați ca ostatici. Vă rog să prezentați videoul. Deci, reieșit din gravitatea cazului, s-a convocat o celulă de criză, în care a fost convocat inclusiv șeful Direcției de Poliție Chișinău, dar și procurorul sectorului Botanic. Pe cauza dată a fost pornit, în baza circunstanțelor date, a fost pornită o cauză penală adăugătoare în baza articolului 280 al Codului Penal, luare de ostatici. Pentru a evita careva violență, la fața locului s-a deplasat colegii mei, dar și procuratura, inclusiv și serviciul psihologic, care au purtat negocieri cu persoana bănuită. În timpul discuțiilor, persoana devenea mai agresivă, amenința că își va omorî membrii familiei și categoric a refuzat să deschidă apartamentul. În baza acestor informații, s-a apelat la serviciile brigăzii cu destinație de specială Fulger, a fost chemate două grupe de asalt. Având în vedere complexitatea cazului, m-am deplasat personal la fața locului și de comun cu procurorul sectorului a fost adoptată hotărârea de a intra în forță în acest apartament pentru a salva și a înlătura de la pericol membrii familiei, copiii și acele două femei. Deci, la momentul intervenției de către angajații Fulger, persoana bănuită a opus rezistență vehementă, avea la sine cuțit, o armă asemănătoare cu sabie și în momentul când s-a încercat să intre grupa specializată de la Fulger, a atacat polițiștii. Conform legii 218, colegii mei de la Fulger au aplicat armă de foc și persoane bănuite au fost provocate leziuni corporale. Imediat la fața locului, lui s-a acordat ajutor medical de către angajații SMURT. Copiii au fost înlăturați de la pericol, femeile din apartament la fel, nici copiii, nici femeile nu au avut de pătimit, iar persoana bănuită a fost internată la spitalul de urgență. Verificând personalitatea, portretul psihologic și background-ul persoanei bănuite, s-a stabilit că el a fost judecat de 7 ori, inclusiv pentru furt, jaf, tâlhărie și alte infracțiuni grave și deosebit de grave. Mai mult ca atât, informațiile de care dispunem ne arătau că el este foarte violent, iar câțiva ani în urmă, aflându-se în penitenciar, și-a automutilat o mână în semn de protest. Deci, după cum spuneam, copiii au fost eliberați, copiilor, femeilor, le s-au acordat serviciu psihologic și acum asistă psihologii Inspectoratului General al Poliției și au fost salvați cu succes. Profit de prilej să mulțumesc colegilor mei, tuturor care au fost implicați în această operațiune și să le zic mulțumesc pentru
bărbăție, profesionalism, iar unii din ei a dat dovadă și de vitejie. Vă mulțumesc! Da, avem înregistrat la moment un polițist care are o tăietură și am uitat să vă spun că câteva minute urmă am fost informat că persoana bănuită a decedat la spitalul de urgență. Vă mulțumesc!